Ucraina a mai doborât două avioane de atac rusești. La numai câteva ore după ce aseară a fost doborât primul, în total trei într-o singură noapte, potrivit oficialilor de la Kiev, toate avioanele doborâte sunt Su-34. Ultimele două aparate, o aeronavă a fost distrusă în preajma orașului Avdiivka, iar cealaltă pe direcția orașului Melitopol. Astfel, doar în februarie, Rusia a pierdut 13 avioane. Șeful armatei, Oleksandr Sirski, a vizitat linia frontului și a raportat că ofensiva rusă de la Orlivka a fost oprită. Între timp, atacurile rusești asupra localităților ucrainene nu contenesc și fac noi victime. Cel puțin 8 civili au fost uciși și 12 au fost răniți. Peste 20 de localități de pe malul drept al regiunii Herson au fost bombardate. În Herson și în regiune au fost lovite blocuri de apartamente și clădiri administrative, întreprinderi agricole și stații de epurare a apelor uzate. O școală și o grădiniță au fost avariate. Al patrulea obuz a lovit aici. Alte trei au căzut undeva în spatele grădiniței. Ultima explozie a oprit curentul electric și a spart geamurile. Au fost 5 explozii. Ca urmare, 5 sau 6 ferestre sunt sparte, ușile sunt deteriorate. La fel și acești plopi au fost loviți de resturi și schije. În ultimele ore, regiunea Herson a fost bombardată de 14 ori. Inamicul a folosit artileria pentru a lovi orașele Berislav, Novoberislav, Zmiivka, Odra, Dakamianka, Novovoronțovka și Osokorivka. În plus, a folosit aparate fără pilot pentru a lovi orașele Berislav, Kachkarivka și Mihailivka. În urma bombardamentelor au fost avariate clădirile rezidențiale și mai multe anexe. Între timp, Serviciul de Informații Ucrainean a deschis un nou front pentru ruși, cel al rafineriilor și depozitelor cu petrol. Militarii au început să folosească o nouă strategie de luptă împotriva ocupanților, distrugerea sistematică a instalațiilor rusești de rafinare a petrolului din spatele frontului. În ultima lună, dronele ucrainene au aprins 5 rafinării din diferite regiuni ale Rusiei. Instalațiile pârjolite trebuie reparate sau au fost închise parțial. Acest lucru a redus deja exporturile de produse petroliere rusești cu o treime și a obligat Federația Rusă să interzică exporturile de benzină în străinătate timp de 6 luni.